În acest video tutorial veți vedea cum se demontează servomotorul sau motorașul V159 la un Volkswagen Passat B6 din 2010. Dar înainte să demontați motorașul V159, asigurați-vă că nu aveți caloriferul sau radiatorul de căldură defect, poate fi înfundat sau spart. Dacă pe testerul VCDS sau alt tester aveți eroarea 01810, servomotor clapetă temperatură dreapta V159, dacă sistemul de ventilație este setat pe aer cald și nu bagă căldură pe la picioarele pasagerului, dacă auziți zgomote ciudate de la gurile de ventilație sau de sub planșa de bord când porniți climatizarea sau chiar și atunci când nu o porniți, dacă este sigur că acel capac de la filtrul de polen este montat cum trebuie și nu intră aer rece pe lângă el. În această schemă veți vedea și unde sunt poziționate toate motorașele. Vedeți, V159 este undeva în partea stângă a torpedoului, undeva mai sus. Bun, pe noi ăsta ne interesează și pe acesta îl vom schimba, dar mai avem și motorașul V213, V107, V158, V70, V71, V113 și V425. Motorașul V425 este valabil doar pentru modelele după 2007 în sus. Iată și aici eroarea 01810, servomotor clapetă temperatură dreapta, V159. Vedem și aici că avem eroarea pe testerul VCDS. Bun, ca să ajungem la motorașul V159, va trebui să desfacem torpedoul prima dată. E undeva în partea asta, undeva dedesubt aici, în partea stângă, la picioarele pasagerului. Folosim un tors de 20. Bun, și desfacem șuruburile din interiorul torpedoului. Deschidem torpedoul și desfacem. Avem două șuruburi, unul în partea stângă a torpedoului și celălalt în partea dreaptă. Mai aveți două șuruburi în partea, în buza de la, de la planșa de bord. Sunt în partea asta de aici de sus. Hai să vedem dacă se văd. Iată, avem unul aici, sus, și îl avem și pe celălalt aici. Desfacem în partea de jos cele trei șuruburi de la torpedo. Avem așa, avem aici unul, al doilea și al treilea. Le desfacem tot cu un tors de 20.
1. Folosiți o spatulă sau o șurubelniță dreaptă ca să desfaceți capacul din partea dreaptă a planșei de bord. Noi avem această spatulă cu... Noi avem acest set de spatule sau extractoare din plastic pe care o puteți găsi și în descrierea videoului. Bun. Și desfacem acest capac din capătul planșei de bord. Bun, vedeți că aveți aici un mic orificiu prin care introduceți spatula din plastic sau șurubelnița dreaptă și desfaceți capacul acesta cu grijă să nu-l zgâriați. Să nu spargeți și apoi, după ce l-ați desfăcut din cleme, trageți înspre spatele mașinii de capac. Iată. Iată care are aceste prinderi aici și aici. Are 3 cleme. Bun, vă zicem de această scobitură pe unde introduceți spatula din plastic. Bun, după ce ați desfăcut plasticul acela, se împinge de aceste două bucăți din plastic înspre interior ca să îi dați drumul la torpedou ca să treacă. Bun. Deschideți torpedou. Bun, și apoi îl scoateți. Vedeți că el o să coboare. Bun, și lăsați pe preș jos, ca apoi să desfacem toate cablurile și toate mufele de la el. Desfăcut, dacă vreți să dați torpedoul definitiv afară, desfaceți această mufă de aici. Mai avem o mufă în partea dreaptă de la lampă, aici. Mai avem încă una aici, în spate. Mufa aceasta și aceste cabluri va trebui să le desprindeți de aici din această prindere și de aici. Bun, și apoi va trebui să scoateți furtunul acesta de la ventilație și de aici și din spate. Și apoi desfaceți acest șurub și va trebui să scoateți această tubulatură de la sistemul de climatizare, scoateți în exterior. Trageți de partea aceasta albastră și apoi trageți de mufă. Bun. Apoi desfacem mufa de la lampă, lampa torpedoului. Aveți niște cleme în laterale. Strângeți deci clemele acelea și apoi scoateți. Scoate și pe asta. Mai avem una aici. Aceasta se scoate, îndepărtați acest plastic înspre partea stângă și apoi trageți de mufă. Iată-l. Vezi că are această prindere aici. Bun, și apoi nu mai bune decât să desfaceți de aici cablu. Apoi să desfaceți cablu de aici și de aici. Să scoateți, ca apoi să scoateți torpedoul de tot afară.
Ne-a ieșit deja furtunul. Îl scoatem de aici. Și apoi îl scoatem, scoatem torpedoul afară. Acolo cu albastru în spate e motorașul V159. Iată-l. E cel cu buf albastră. Bun, ca să ajungem la el va trebui să mai desfacem, să scoatem acest furtun. Va trebui să desfacem pe dedesubt aceste două șurubele. Să le desfacem ca să scoatem această mochetă de dedesubt. Răsuciți de ele către partea stângă a mașinii ca să le desfaceți. Sunt niște șurubele din plastic. Le puteți desface și cu o șurubelniță dreaptă, dacă nu vi se desfac cu mâna. Scoatem furtunul, v-am zis că după ce ați scos mocheta, scoatem furtunul de sub de aici, îl scoatem în exterior, vedeți, iese de aici, bun, îl scoatem, o să scoatem pe de sub sau pe de sus, unde desfacem șurubul de aici, de la tubulatura aceasta din plastic, tot cu un tors de 20. Scoatem și tubulatura aceasta. O rotim și apoi. O rotim și apoi o scoatem în exterior. Desfacem șurubul din interior. Vedeți acela cu un tors de 20. Și mai avem unul în parte de dedesubt. Iată-l. Și pe acesta. Bun, și apoi trageți de acest plastic ușor în jos, să nu spargeți. El e prins în niște cleme. Iată. Bun. Îl dați un pic înspre, înspre spatele mașinii, spre stânga și apoi înspre dreapta să iasă de sub clemele acestea. Bun. Iată. În partea aceasta a fost șurubul, aici a fost prins șurubul. Bun, și să vedeți și pe partea cealaltă prinderile cum sunt, ca să aveți grijă să nu spargeți, vedeți că are și aici prindere. De asta v-am zis să-l dați un pic, în momentul în care îl scoateți, să-l dați, să-l trageți un pic înspre stânga, înspre spatele mașinii. Și apoi îl lăsați în jos, îl dați în stânga și apoi îl scoateți în exterior. Vedeți că aici sunt niște cleme. Unele sunt pe, au rămas pe acest plastic, altele au rămas pe mașină. Încă unele cleme au rămas pe mașina astea. Au rămas pe plasticul acesta din interior. Altele sunt pe plasticul din afară pe care l-am scos.
Desfacem șurubul cu un torx de 10. Țineți de el să nu scăpați. Aveți grijă să nu, să nu scăpați, să nu cadă în spate, să nu pierdeți. E un șurub care poate fi desfăcut cu un torx de 10 sau o tubulare de 5,5. Am desfăcut unul, mai avem două șuruburi, dintre care unul se poate vedea aici. Iată-l, se vede undeva înspre partea stângă, imediat sub acea tijă metalică. Și mai avem unul mai sus, în partea de sus. Nu știu dacă se poate vedea pe aici. Iată și pe celălalt, undeva mai sus. Ca să desfaceți cele două șuruburi de aici, ori dați cu burmașina, dați gaură în dreptul șurubului și desfaceți șurubul de 5,5 cu cap de 5,5 sau torx de 10, și în partea de jos aici la fel, aveți și aici șurubul, puteți să faceți o gaură prin tablă. Iată-l, se vede pe acolo. Iată-l. Vom încerca să-l desfacem cu un torx în L. Vom introduce și îl vom desface. V-am zis, punem, introducem asta și desfacem șurubul de sus, partea de sus. Desface un pic mai greu, dar se poate desface. După ce l-ați slăbit foarte mult, puteți să-l desfaceți cu mâna. Iată și pe al doilea. Bun. Bun, nu vă mai rămâne decât să-l desfaceți pe cel din partea stângă. Vedeți imediat după tija metalică, se vede acolo. Bun, acela e destul de greu de desfăcut. Desface și cu acest torx în formă de L, doar că în momentul în care îl puneți la loc, va fi mult mai greu să-l montați la loc. Se poate desface și așa, puteți să trageți un pic de bucata aceea din metal și să-l desfaceți, doar că are o cursă destul de scurtă. După ce am reușit să slăbim cu acest L torx de 10, apoi putem să desfacem destul de simplu, putem să desfacem șurubul. Bun, după ce am desfăcut și șurubul de aici de jos, putem să-l scoatem.
ca să-l scoateți, va trebui să-l dați cât mai mult înspre botul mașinii, să ridicați înspre botul mașinii și apoi iese din suport, apoi desfaceți mufa aceasta albastră, întoarceți-l invers și bun, avem aici motorașul sau servomotorul V159. Îl puteți căuta după această serie, acest cod 3C09075111B. Îl puteți lua de la dezmembrări sau îl puteți repara schimbându-i potențiometrul din interior. Se desface, aveți aici cleme, o să vă arătăm într-un alt video cum se repară acest potențiometru cu doar în jur de, nu știu, 20-30 de lei un potențiometru, îl găsiți și la noi în descrierea videoului, ca să-l schimbați și va merge. V-am zis, el e prins pe mașină în poziția aceasta, va trebui să ridicați foarte mult și apoi să-l scoateți de pe acest suport alb. Trebuie să ridicați foarte, foarte mult și apoi iese de pe suportul acesta. Vedeți că are aici această formă din care trebuie să iasă din brațul celălalt, brațul alb de pe mașină. Vom face și un test la motorașul V159. Când am dat drumul la sistemul de ventilație, la climatronic, și iată cum face motorașul. Motorașul V159, se observă motorul. Vedeți că practic el nu închide și nu deschide, pur și simplu e blocat cumva, de asta vrem să schimbăm servomotorul, să schimbăm motorașul sau să schimbăm potențiometrul. Deci probabil când auziți aceste zgomote din bord, de sub planșa de bord, să știți că e o problemă cu acest motoraj V159 sau celelalte, că mai sunt încă vreo 3 sau 4, și atunci va trebui să-l demontați și să-i schimbați potențiometrul.